Salut și bine v-am găsit la un nou joculeț pe canal. Acest joculeț se numește Horror File și este un fel de Dead by Daylight, numai că pe telefon. Da, băieți, și înainte să începem, nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe. Jocul ăsta nu zice că e horror, dar nu prea este horror. Însă vă zic eu imediat care este ideea jocului. Deci suntem 5 player pe o hartă, pe un server și un killer. Killerul trebuie să ne prindă. Noi, supraviețuitorii, trebuie să reparăm niște generatoare ca să deschidem ușă. Cam acesta este jocul. Bineînțeles că pe mine nu mă lasă să fiu killer pentru că trebuie să joc mai mult. Era șmecher dacă era pe alegeri de killeri. Dar mă rog, băieți, și da, nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe dacă mai vreți episoade din jocul ăsta sau din alte joculețe. Bun, deci n-au respawn, noi suntem Jack. E prima dată când mă joc acest joc și asta este caracterul de început, să zic așa. Și bineînțeles că nu puteam să dăm de killer deja din prima secundă. Fix pe noi a venit killerul și încă o să vină killerul, că de ce nu? Deci dacă închizi ușa, el poate să spargă ușa. Da, dar uitați-vă, m-a rănit și acum îmi vede urmele de sânge. Că nu se putea să vină pe altcineva, a venit fix la mine. Avem aici un generator, hai să reparăm, dar sigur o să vină după mine. Da, am mai văzut un player, poate se duce după el. Și în jocul ăsta sunt 5 generatoare, cum v-am spus, e simplu. În jocul ăsta repar generatorul și am înțeles, a venit fix pe mine și ieși, da. Acum când te prinde odată, de fapt nu. Da, când te prinde odată te bagă în cușcă. Dacă te mai prinde și a doua oară, gen dacă îți dă cineva drumul de aici, din cușcă, un pleț, un supraviețuitor și te prinde a doua oară, te vine ăsta și îmi dă drumul. Dacă te mai prinde a doua oară te omoară, deci da, ai două vieți. Acum stau ca să-mi dea și viață. Vezi că e destul de mult până să stai să-ți dea viață, dar mi s-a părut un joc destul de șmecher și am zis să-l postăm, să fac episod cu el, să văd dacă vă place, dacă vreți mai multe episoade. Ok, cred că vine killerul. Bineînțeles că trebuie să vină din nou pe mine. M-a prins iară. De fapt nu contează dacă te prinde iară. Mă rog, m-a prins iară, dacă se duce bara asta de aici, asta cu roșu, dacă dispare, să mor. Deci dacă nu vine nimeni să mă scoate din cutie, din asta, să mor. Trebuie să scriu și aici un help. Ajutați-mă! Și ce nu-mi place mie la jocul ăsta? Pentru că nu-mi place că nu ai spin. Gen, poți să joci doar cu supraviețuitorul sau cu killerul, cu ce vrei tu. Dar, na. Și o să mor în curând pentru că o să mi se umple bara aia. Dar nu e problemă, ieșim și intrăm în alt match. Am murit, o să ieșim de pe acest joc. Stați puțin. Bun, băieți, am revenit. Uite, vedeți, mă lasă să joc doar cu supraviețuitor. Dacă dau la killer, nu mă lasă. Trebuie să-i dau unlock la killer. Nu știu exact cum fac asta. Dar avem aici niște quest-uri, hai să le coletăm. Stați un pic. Așa, băieți, am revenit. Vreau să joc și eu cu killerul odată, dar nu mă lasă, frate. Cred că trebuie să joc mai mult cu supraviețuitorul. Și avem aici niște create de-astea. Putem să le avansăm. Mă rog, hai să dăm play. Dar din nou să ne găsească match. De fapt nu, scuze. Sunt 4 player pe un server, 5 este killerul. Al 5-lea, bine, nu se pune, mă refer la supraviețuitor, sunt doar 4. Și este o singură hartă pe acest joc, dar asta este. Oricum, curând s-ar putea să-mi iau și un calculator.
să-mi iau calculator și să fac live-uri și episoade de acolo și să ne jucăm mai multe joculete mai șmechere. Ok, hai că am găsit primul generator. Hai să reparăm. A, da, băi, și vreau să vă zic că pare foarte rău că știți că am postat un episod cu Stumble Guys. Din păcate am uitat, din greșeală am uitat să pornesc să mă aud și și de asta a fost fără sonor episodul și nu mai m-am auzit pentru că am uitat să pornesc efectiv sonorul și m-am enervat foarte tare când am văzut că nu are sonor episodul, dar am văzut că s-a strâns 7-8 like-uri la episod și vă mulțumesc. O să apară curând din nou un episod din Stumble Guys. Nu vă faceți griji. Bun, deci mai sunt 3 generatoare. Hai să mergem repede. Hai, uitați, asta este ușa principală pe care o să acolo poți să scapi. Dar trebuie să găsim, uite, încă unul, dar ăsta merge. Unul stricat de trebuie. Și nu știu nici unde e killer, uite-l pe ăsta. Mergem la ăsta. Hai că a mai venit un om. Bă, de data asta am avut baftă mai multe și nu ne-am prins killerul din prima. Oh, și mai avem generatorul ăsta și scăpăm. Ok, și putem să scăpăm acum pentru că am făcut toate generatoarele. Oh, dar nu pe aici, stai așa. Mergem pe aici, băieți. Stați că era pe aici. Și hai să deblocăm repede ușa. Open gators. Și hai să scăpăm. Hai să vină și tipul ăsta să ne ajute mai repede. Oricum tot eu cu ăsta mai sunt. Ăia nu știu. Ăia că n-au murit, au scăpat, dar nu știu cum le-am. Și na, hai să scăpăm. Stați așa. Bun, băieți, am scăpat. Am scăpat și de acest am scăpat pentru prima dată din ăsta. Hai să dăm collect. Și cam asta este, băieți, jocul. Ce să vă mai prezint? Bă, băieți, cam acesta a fost episodul de astăzi. Eu sper că v-a plăcut. Știu că am jucat doar 2 meciuri și că este scurt episodul, dar fac acest episod doar pentru un test, să văd dacă vă place și mai vreți episoade. Dacă se strâng peste 5 like-uri la acest episod, o să mai facem acest joculeț. Cam acesta a fost episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe. Și ne vedem data viitoare. Pa, pa!